Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Cultură pe Coordonate, la un nou subiect de discuție. Astăzi vorbim despre un proiect de succes, un proiect artistic de succes, dar vorbim despre acest proiect de succes de foarte mulți ani. A fost prezentat în media pozitiv în decursul celor 15 ani de la înființare. Este vorba de Corala Armonia. Știm foarte bine că activează sub egida Arhiepiscopiei Tomisului, păstorită de către Înalt Preasfinția Sa Teodosie. Vorbim astăzi cu reprezentanții acestei instituții, vorbim despre Corala Armonia, vorbim despre faptul că există o voință a celor care au coordonat-o și au întreținut spiritul acest artistic. Este vorba de dirijorul actual al acestui cor, este vorba de arhidiacon asistent universitar dr. Iulian Dumitru, prezent aici, și de Bogdan Chiricuță, conferențiar universitar doctor, consilier cultural al Arhiepiscopiei Tomisului. I-am invitat aici pentru a discuta despre acest proiect interesant care a făcut carieră, care are o vârstă destul de înaintată din punct de vedere cultural vorbim, pentru că proiectele culturale știm foarte bine se termină rapid, însă Corala Armonia a rezistat. Mai mult decât atât, a avut foarte multe premii în țară și străinătate și, de ce nu, modul în care ne încântă sufletul și ne bine dispune muzica aceasta, ne face de fapt să trăim cu ea în suflet și de ce nu să iubim armonia. Pentru acest aspect i-am invitat în studio și, ținând cont că suntem în perioada postului, vom vorbi despre spiritul acesta creștin care a păstorit Corala Armonia. Bună seara, bun venit la Litoral TV, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați onorat-o și vă spun felicitări pentru ce ați făcut până acum. Mulțumim, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumim pentru invitație. Cum s-a născut proiectul numit acum Corala Armonia? Cum a spus și dumneavoastră, în urmă cu 15 ani a luat ființă, în anul 2001, în cadrul seminarului teologic de la Tulcea. În acea perioadă eram și eu profesor acolo. La seminar, da? La seminar, da. Predam muzica și am format un nucleu de 10 băieți din cadrul școlii și pe acest nucleu, în urma muncii noastre, ulterior s-a format această corală. Acești băieți au venit la Constanța, au dat la facultate după terminarea liceului. Au urmat studii de teologie. Exact, exact. Și pe acest nucleu am mărit corul, am format Corala Armonia în 2004, luându-și numele de Corala Armonia. Câți membri există la corală acum? Care activează, de fapt? În momentul acesta sunt 30 de membri în corală. Majoritatea sunt clerici. Da. Ori arhidiacon, diacon sau preoți, iar ceilalți sunt studenți teologi sau unii dintre ei au și terminat facultatea, sunt masteranți, sunt la doctorat. În orice caz, sunt profesioniști, cei care au studiat teologia și au studiat muzica la facultatea de teologie. Profesioniști, putem spune. Noi suntem înainte de toate clerici. După aceea, muzica este așa ca o... Slujitorul lui Dumnezeu. Da, exact. Știu că ați activat la Corala Armonia. Care a fost prima experiență? Eu nu am fost niciodată membru al Coralei Armonia, în schimb întotdeauna prin prisma prieteniei mele cu părintele Iulian și a ascultărilor mele în cadrul Arhiepiscopiei, am susținut cât am putut Corala Armonia și m-am implicat în mai toate proiectele coralei. Ca urmare a acestei frumoase colaborări, Înalt Preasfințitul mi-a încredințat în ultima vreme și această ascultare de consilier cultural, care are în grija ei și Corala Armonia. Aș folosi un termen modern, mă ocup de managerierea Coralei Armonia. Da. Un termen modern este foarte util, acest termen, și nu iese din sfera aceasta a preocupărilor culturale. De ce? Pentru că se tot vorbește de această profesie de manager cultural și tocmai asta faceți dumneavoastră. Sunt convins că proiectele de viitor ale Coralei Armonia vor fi cât se poate de deosebite și sub bune auspicii. De ce? Pentru că văd că sunteți deopotrivă implicați și cunosc mai mulți membri care au activat și care activează în cadrul coralei. Voia să adăugați ceva la ce a spus domnul Părintele Chiricuță.
Da, vreau să adaug că părintele e chiar necesar alipirii acesteia dintre Coral Armonia și domnia sa, pentru că noi până acum câțiva ani am fost vitregiți de organizare managerială. De când a venit părintele, lucrurile s-au mișcat în sensul ăsta foarte frumos și sperăm pe viitor să avem o colaborare mai fructuoasă în sensul acesta. Sunt convins de ce, pentru că într-un fel te ocupi de proiectul cultural și te concentrezi ca dirijor, să spunem, și în alt fel vezi din unghiul celui care plasează un produs cultural și Coral Armonia produce cultural un gen de muzică, chiar dacă este o muzică psaltă, o muzică religioasă, muzică sub canon, dar e un proiect cultural, pentru că în sine muzica bisericească este o formă a culturii universale. Exact. Personal aveam nevoie de un om care să mă ajute în sensul ăsta, pentru că mi-era foarte greu să mă concentrez și pe partea muzicală și pe repetiții, pe bucătăria muzicală în sine și pe partea de manageriat. Iar părintele este persoana cea mai potrivită, mai ales că pe noi ne leagă o prietenie foarte strânsă și referitor la prietenie și la familia Armonia, trebuie să spunem că în Coral Armonia noi suntem ca într-o familie, suntem toți prieteni, ne cunoaștem soțiile, ne întâlnim în spațiu privat, deci este o stare extraordinară. În comuniune, exact. De aceea lucrurile merg atât de bine. Nu sunt tensiuni între noi și așa mai departe. Sunt convins de lucrul acesta. Ce înseamnă de fapt ascultarea de Consiliul Cultural? Pentru că termenul acesta de ascultare e un termen folosit în domeniul teologic și nu are sensul acela peorativ pe care l-ar da unii. E o formă de coabitare, să spunem, dar o formă în primul de colaborare. Ați punctat foarte bine. Noi în biserică folosim acest termen de ascultare, dar încercăm să nu-l banalizăm, ci să ne ținem totdeauna de esența lui. În termenul pozitiv și nu în sensul peorativ. Exact. Nu folosim terminologie de funcție sau de statut, sigur. Ci folosim această ascultare, pentru că suntem acolo datorită unei binecuvântări, suntem acolo ca să lucrăm sub această binecuvântare spre binele tuturor celor pe care îi ai în grijă. Ce înseamnă ascultarea în cadrul departamentului cultural într-o instituție? Care e destul de complex într-o instituție bisericească, exact. În general, departamentul cultural se ocupă de tot ceea ce înseamnă patrimoniu, învățământ, activități culturale, conferințe, seminarii, promovarea valorilor spirituale, relațiile culturale, celelalte, artistice, sigur. Care de-a lungul vremii s-au contopit cu viața bisericească. Eu sunt convins că nu e deloc ușor, însă această ascultare, cum am convenit că îi spunem, este, din punctul meu de vedere, o binecuvântare în sensul bun, în sensul că acela care o deține sau care întreprinde munca aceasta de manageriat cultural, o face cu plăcere, pentru că e dedicat și o formă a sacrificiului, într-o formă sau alta, fiecare teolog, fiecare om care activează în biserică are o parte de dăruire, o parte de lucrare, așa cum se spune, lucrarea binelui, că spre asta ne îndeamnă Iisus Hristos, ca să folosim un termen din teologie. Sunt convins că nu o faceți din obligație, nu o faceți cu deznădejde, ci dimpotrivă simțiți că de fapt puneți umărul la acest produs, de ce nu, și la modul în care, așa cum se spune, zidirea aceea, câte o cărămidă, câte o cărămidă, și construim edificiul în final. În general, toate proiectele pe care le întreprindem în cadrul departamentului cultural pornesc de la o idee pe care o ducem mai departe și o prezentăm în al preasfințitului și colegilor noștri din permanența Arhiepiscopiei Tomisului. În concluzie, fiecare proiect are la bază o idee pornită din sufletul unuia din membrii departamentului nostru sau din sufletele unite, sigur, ale întregii echipe. Știu că ați... Vă rog, completați.
toată activitatea corale și toată viața corale Armonia, de fapt, se desfășoară sub această binecuvântare a înaltului Teodosie, care pentru noi este, înainte de a ne fi șef conducător, ne e ca un tată. Și de asta fără... se și spune, în general, se adresează către ierarh, înalt pe Sfinție, dar îi se spune părinte sau, de regulă, părinții care, de fapt, ne sunt nouă cei care ne sfătuiesc. Sunt convins că și părintele, în asentimentul meu, trebuie să-i mulțumim pe această cale că dumnealui ne dă viață. Dumnealui face posibil această activitate a Coralei Armonia, ne susține total. Știu că ați obținut foarte multe premii. Cum a început această, să spunem așa, acest itinerar spiritual al Coralei Armonia? Pentru că nu este doar un turneu pentru câteva luni, e un întreg parcurs de 15 ani. Ați activat întâi sau ați concertat aici în zona Dobrogei și ulterior în restul țării și ulterior în străinătate, să înțeleg. Nu? Cum s-au derulat toate acestea? Pentru că a crescut foarte mult Corala Armonia. Da, a fost un început timid, încă din în anul 2001. Timid? De ce? Timid profesional vorbind, tehnic vorbind. Pentru că orice început e greu și atunci acești băieți care nu mai sunt de fapt, erau și niște copii cărămidă, de liceu. Sigur. Și sigur, performanțele nu erau atât de înalte din punct de vedere tehnic, profesional. Am început timid, cu mici concerte în cadrul orașului Tulcea, după aceea în județ. În 2004, când au venit în Constanța, am extins concertele în toată Dobrogea, dar și în țară. Sigur, performanța a venit mai târziu, când am avut parte... tehnic vorbind, am avut parte de rezultate. În 2012, în iunie 2012, am participat la un festival la Dobrici, în Bulgaria, da? Folclor fără frontiere se numea, unde am luat premiul cel mare. A fost o surpriză pentru noi, sigur. De atunci ne-a încolțit în minte și în inimă ideea de a participa și la alte concursuri în alte părți. Ceea ce s-a și întâmplat, că luna următoare am plecat în iulie la Cincinnati, într cadrul Statele celui Unite. Mai mare concurs mondial de coruri. E ca olimpiadă. Câte coruri au participat acolo? Au participat peste 600 de coruri din toată lumea la acea gală. Competiție, să spunem. La acea competiție. Au fost peste 17.000 de participanți. Da. În cele 600 de coruri. Exact. Noi am participat atunci la două secțiuni, la secțiunea folclor și la secțiunea artă sacră. Și am luat medalii de aur la ambele secțiuni. Foarte frumos! Nu mai mi-amintesc exact, cred că în jur de 60 de coruri au fost la secțiunea de folclor și la secțiunea artă sacră cred că au fost mai puține. Dar de atunci a început succesul, practic, și am prins și microbul, ca să zic așa, da? Și an de an, cu sprijinul Arhiepiscopiei și al Înaltului Teodosie, am reușit să participăm și la alte concursuri. Părinte Bogdan Chiriluță, cum a fost experiența americană la Cincinnati? Din păcate, eu nu am putut însoți corala în America, pentru că în vara aceea am devenit doctor în teologie, chiar când băieții se aflau în febra concursului, eu susțineam teza de doctorat. În schimb, am mers în următoarele competiții, la European Choir Games, la Graz, în Austria, apoi iarăși la Olimpiada Mondială, care s-a desfășurat la Riga, în Letonia, în 2014, unde Corala Armonia a fost declarat cel mai bun cor bărbătesc din lume. A fost apogeul în 2013 la Riga. Și au participat coruri și ale altor biserici, nu doar coruri ale bisericilor ortodoxe. Aici nu e vorba doar de coruri ale bisericilor, este vorba de toate corurile. Am înțeles. Da. După care a urmat iarăși partea europeană vara trecută la Magdeburg,
unde iarăși corala a obținut o medalie de aur la secțiunea coruri de cameră. Foarte frumos. Și acum ne pregătim, spun ne pregătim pentru că părintele Iulian se pregătește profesional. Eu încerc să administrez lucrurile pe cât se poate, să ajungem iarăși la mondiale, la Sochi, în luna iulie anului în curs. În Federația Rusă. Da. Da. Foarte frumos. Rușii au și ei coruri deosebite. Eu am auzit în Moscova și în Sankt Petersburg. Am avut privilegiul să ajung în aceste două orașe în anii trecuți și am ajuns la o slujbă de duminică. Era duminica florilor. Da? Și am fost impresionat de corul pe care l-am auzit la biserica, la catedrala, de fapt, Vasilii Blajenii, din Piața Roșie, este chiar în spatele Kremlinului. Bine, în interior există un fel de sanctuar bisericii, sunt foarte multe catedrale acolo. Sigur, sigur că da. Și există competitorii în corurile rusești, însă eu sunt convins că va obține corala un premiu foarte bun, dacă nu cel mai bun. Noi plecăm cu gândul să câștigăm și să cucerim locul întâi sau marele premiu și la o secțiune și la cealaltă, pentru că vom participa la două secțiuni și anul acesta. Suntem conștienți de valoarea corurilor rusești, dar, repet, suntem pregătiți. Eu sunt convins că veți veni cu cel mai bun premiu de acolo. Doamne ajută, așa să fie. Și dacă va fi să dea lui și premiul unui cor al lor, următorul că va fi al Corale Armonia. În Statele Unite, care a fost experiența? Cum i-ați perceput pe cei care erau competitori cu dumneavoastră și modul în care au reacționat când ați primit trofeile acestea două? Publicul din America a fost cel mai cald public de peste tot. Ei sunt așa mai... Așa simt, da? Mai, da. Au fost și rău un pic mai dezinvolți, mai... Mă refer la public. Am înțeles. Pentru că această competiție se derulează pe scene, dar în săl cu public. În săl cu public, știu, știu. Ca niște spectacole. Și sigur cu juriu în fața scenei. Câte 8 jurați din toată lumea. Da. Evident, și... specialiști în muzică. Absolut, da? Absolut. Așa, fiecare te punctează la interpretare, la, eu știu, alegerea repertoriului, la sonoritatea corului. Sunt niște puncte specifice. Deci publicul american mi s-a părut cel mai cald. Și ca și organizare mi s-a părut că au fost foarte sus. Foarte sus. Ne-am simțit extraordinar. Simți spiritul acela american și pe stradă și în sălile de spectacol și în magazine și a fost o experiență extraordinară pentru noi. Vă așteptați acest lucru când v-ați dus acolo? Personal eu mă așteptam pentru că era a doua oară când ajungeam în America, dar băieții toți au fost pentru prima dată atunci și sigur că erau curioși să vadă atât de mult râvnită America. Da, este un spirit extraordinar, un spirit care pozitiv, pacifist. Da, ne-am simțit extraordinar. Sunt convins. Cred că ne-am simțit cel mai bine dintre, deși dintre o altă lume, toate o lume, locațiile unde s-au derulat concursurile. Sunt convins. E o lume caldă, America, o lume care cunoaște și care gustă foarte exact. Bine valoarea exact. Și cred că în toate experiențele americane, dacă veți mai merge de acum încolo, va fi un succes fiecare vizită pe care o va întreprinde Corala Armonia. Pe lângă Sochi, unde, mă rog, sunt programate participările la mondiale, mai aveți și un alt proiect european sau în România. Știu că vreți să urmați un fel de turneu prin țară, în diferite orașe. Vorbim despre el un pic. În ultimii ani, concomitent cu participările la aceste competiții de talie mondială sau europeană, Corala Armonia a desfășurat și alte proiecte. Aș aminti doar câteva dintre ele. Este vorba de acest oratoriu prepascal, da. Scris de un preot, de preotul Runcu, pe care părintele Iulian l-a cântat în premieră
nu s-a cântat niciodată de la moartea compozitorului Ion Popescu Rumpu. O să urmărim și noi partea a doua a oratoriului Pascal, pentru că este o piesă de excepție și o să încântăm și pe cei care nu l-au ascultat, pentru că sunt convins că foarte mulți dintre spectatorii nu știu l-au ascultat. Și vă rog, continuați. Repet, Părintele Iulian l-a descifrat pentru prima dată și l-a pus la adevărata lui valoare în scenă. Iată, s-a format o tradiție și iubitorii de muzică îl așteaptă an de an, atât la noi în Constanța, cât și în țară. De-a lungul anilor s-au făcut turnee în țară, prima dată în Banat, apoi în Ardeal, anul trecut în Moldova, da. Și anul acesta urmează să creionăm iarăși un turneu care se va desfășura în săptămâna a 6-a din post. Și odată cu acest turneu să fixăm și o dată pentru concertul ce va avea loc în Constanța, pe care creștinii dobrogeni îl așteaptă cu mare interes. Această a 6-a săptămână din post va fi săptămâna în care veți concerta în fiecare zi sau la zile diferite? Depinde de locațiile unde vor fi concertele în țară. Uneori sunt concerte și în fiecare zi dacă orașele sunt apropiate, dacă sunt mai depărtate. E vorba de o logistică întreagă care trebuie dusă, organizare. Că concertul implică atât soliști, cor bărbătesc, cât și orchestra academică. Orchestra, sigur că da, și instrumente și multe, multe alte elemente care țin de fapt. E o desfășurare de forțe destul sigur, de mare. Sunt convins. Sunt sigur că toți românii care au auzit muzica Corale Armonia, muzica cântată și interpretată de Corale Armonia, au rămas vrăjiți. Care a fost impactul în țară și ajungeți pe la diferite orașe în care ați mai fost? Vedeți aceleași săli pline, aceiași oameni sau vin mereu alți oameni care vin și audiază? În general, concertele și mai ales acest turneu despre care vorbim cu oratoriul Pre-Pascal nu s-a repetat în orașele din țară pentru că nu a fost vreme. Am încercat să acoperim toată harta în decursul la 4-5 ani, dar în general cei care vin și ascultă concertele Corale Armonia sunt iubitori atât de muzică, de cultură în general, dar și oameni trăitori care înțeleg spiritualitatea ortodoxă în cel mai profund sens al ei. Bun creștin, în sensul termenului. Părinte Iulian Dumitru, cum se vede de la catedră? Dumneavoastră sunteți asistent universitar și cum se vede muzica descifrând-o din codul filozofic, cum este cuprins în note și partituri și modul în care se transpune în sunetul care pe noi ne încântă la ureche, deși noi nu ne pricepem la muzică, mulți dintre noi. E o întreagă filosofie aici. E o întreagă filosofie, e o muncă grea și necesită niște ani în spate de studiu. Pentru sunt convins că de multe ori sunt omiși, adică nu sunt luați în calcul. Da, de aceea vă vorbeam de la acel drum de început din anul 2001, când acești băieți erau niște copii și după 15 ani prins o experiență cu aprofundarea studiului. E o muncă sistematică, de la a-ți alege partiturile până a le deșifra în repetiții, și nu e ușor deloc pentru că trebuie să iei voce cu voce. Noi cântăm pe 4 voci, de multe ori și pe 6 voci, cântăm mai multe genuri de muzică, de la monodia bizantină, ceea ce înseamnă muzica psaltică, da, muzica psaltică, așa, până la această muzică occidentală pe portativ, pe mai multe voci. Bucătăria asta e grea, pentru că în primul rând trebuie să ai un material bun cu care să lucrezi. Îți trebuie în primul rând caractere frumoase. Caractere umane, vă referiți. Caractere umane, da, da, sigur. N-ai sufletul deschis și exact. Nu cântă sufletul, exact. Nu poți cânta exact. Niște, de fapt, aici e problema. Trebuie să ai niște oameni cu care să lucrezi, care să aibă dragoste de muzică, dragoste de cânt, dragoste de muzică religioasă, că noi asta suntem în fond, sigur, un cor religios. Sigur. Chiar dacă abordăm mai multe genuri de muzică. După aceea, trebuie să ai parte de niște voci frumoase, cu care să exemplifici cele mai dificile, eu știu, partituri.
După aceea, răbdarea. Te aduni în fiecare săptămână la repetiție. Răbdarea în repetiții. Sunt mulți factori care duc către succes în și sensul aici, ăsta. Și aici, tot de ascultare ține. Tot de ascultare. Asta spun. Că eu spun de multe ori că repetițiile sunt o rugăciune. Da, dacă, sunt o rugăciune. Dacă nu le iei sigur. Așa, mai ales când lucrezi partitură religioasă, dacă nu privești lucrurile în felul acesta, nu ți iese. Un prieten al meu, practicant creștin, sculptor de piatră, sculptează și ascultă muzică psaltică. Și l-am tot întrebat, de ce nu pui altă muzică? Mie îmi place muzica psaltică, l-am întrebat. Păi nu, e ca o rugăciune și exact cum această muzică pe mine mă gâdilă la ureche și deschide sufletul, mie îmi deschide mâna. Și de fapt e o rugăciune pe care eu, fără să vreau, o fac, da? Cu voia sau fără voia mea și iată astfel îmi iese lucrarea. Da, vedeți, și spuneați... muzica este arta artelor. Sigur. Iar muzica religioasă este inspirată. Sigur. Și de aceea deschide inimi și te determină să... Și leagă, și leagă sufletele. Leagă sufletele, exact. Și te determină să faci lucruri extraordinare. Cât repetați? Zilnic sau săptămânal? Teoretic repetăm 2 zile pe săptămână, iar dacă în apropierea unui eveniment mai important trebuie să intensificăm, facem și a treia zi. Și a treia zi. Deci înaintea cam 3 zile concert, pe săptămână. Înaintea unui concert, de cât timp e nevoie depinde, pentru pregătire? Depinde de gravitatea concertului, de cât de greu este, de cât de lung. Dificultatea partiturilor? Da, sigur că da. Putem lucra și zilnic, 2-3 săptămâni, 4, o lună înainte de un concert. Dar, în general, noi suntem antrenați, așa că nu tot timpul anului facem repetiții. Nu facem repetiții numai în preajma unor concerte. Noi facem repetiții tot timpul anului, ca să rămânem antrenați. Că și aici e ca un sport de performanță. Sigur, dacă vocea, nu, da, vocea trebuie lucrată, dacă sigur. Nu, sigur că dacă da. Nu te antrenezi, rămâi... Cum împărțim munca de Consiliu Cultural și aceea de profesor la universitate? Simplu. Și foarte frumos, pentru că au continuitate, mare una de alta, parte da? Din baza materială a Facultății de Teologie se află în incinta Arhiepiscopiei Tomisului, inclusiv biblioteca facultății este la oaltă cu biblioteca Arhiepiscopiei. Există și săl de curs acolo? Avem și câteva săl de curs în cadrul Arhiepiscopiei pe care Arhiepiscopia le-a pus la dispoziția universității pentru facultate de teologie. Și astfel reușim să coordonăm o activitate frumoasă, să le transmitem studenților noștri nu doar învățătura teologică, ci și bunul gust pentru cultură și să învățăm în timp pe lângă exegeze, pentru că eu sunt biblist, da. Să învățăm din versetele Sfintei Scripturi să înțeleagă întreaga formă și culturală și morală și teologică. Și teologică, sigur că da. Sunt convins, lucrurile acestea se leagă intrinsec pentru că teologia, spre deosebire de alte domenii, e legată direct de ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Se spune că, de fapt, Dumnezeu are nevoie de noi oamenii, atât nevoie cât avem și noi de El. De la fiecare în parte, dă cât primește, în schimb. Și nu e o relație de obligativitate, ci e un liber arbitru. Ai un drum pe care mergi și celălalt drum pe care mergi. Probabil că tot o formă ascultării este și această, să spunem așa, trudă pentru slujirea învățăturii teologice și, bineînțeles, deprinderea cu tainele Sfintei Scripturi pentru studenți, că nu e deloc ușor. Sfânta Scriptură, la rândul ei, este o filosofie în sine. Noi o decodăm sau nu, puțin dintre noi o înțeleg, pentru că aici este seva existenței sau fundamentul existenței umane și, bineînțeles, teologice. Eu cred că această dăruire, aceea de dascăl, se face numai din pasiune. Nu poți să devii dascăl dacă nu iubești, în primul rând, cultura, dacă nu iubești pe semenii tăi, pentru că te dedici lor. Și văzut din afară,
se vede într-un alt fel, văzut din interior în altceva, e tot o formă ascultării. Și să nu uităm că la popoarele creștine școala a pornit din biserică. Sigur că da. Sigur că da, la popoarele creștine și a avut o lungă perioadă de timp. Mai ales la noi în țară, prima alfabetizare a fost făcută de biserică. Da, în mănăstiri. Da. Primele forme de educație au fost în mănăstiri. Bucuria vieții aceasta este să treci pentru cel de lângă tine. Sigur, și primele forme de carte românească sunt cărțile bisericești. Într-o formă sau alta, deși scrisă în slavă, dar în limba română. Sigur, sigur că da. Luăm o scurtă pauză și revenim cu discuția noastră în partea a doua. Doamnelor și domnilor, revenim în câteva minute, rămâneți alături de noi. Am revenit, doamnelor, domnilor, în partea a doua a emisiunii. Discutăm despre Corala Armonia. Prin reprezentanție ei este vorba de părintele Iulian Dumitru și părintele Bogdan Chiriluță. Discutăm aici despre modul în care a evoluat acest minunat proiect muzical. Vreau acum să urmărim un prim tablou al oratoriului Pascal, pentru că, iată, vorbeam de acest proiect muzical care a fost prezentat în mai multe orașe din România. Și în acest prim tablou muzical, această deosebită piesă, putem să audiem Răstignește-l, așa se numește acest prim tablou. Să urmărim materialul și revenim cu discuția noastră în partea aceasta a doua emisiunii. Stop.
Dajdie cezarului venit. Foarte deosebită muzică, o muzică care deja te scoate din starea aceea normală de zi cu zi și te transpune într-o altă existență, o existență pe care nu întâlnești zilnic. Dacă ar fi tot timpul sufletul încărcat de această trăire puternică, probabil că nici n-am rezistat. Din cauza aceasta Dumnezeu a lăsat supărarea, tristețea, bucuria, nădejdea, deznădejdea și multe, multe alte stări sufletești, însă ascultând oratoriul Pascal, nu are ce să se scoată deznădejdea, ci doar nădejdea aceea în înviere, așa cum cu toții am fost educați. De fapt, urmează aceste etape din viața omului, etapele pe care teologia creștină și biserica aceasta apostolică le propovăduiește. S-a născut acest proiect foarte interesant, conform evangheliilor din întreaga perioadă a postului, a săptămânii patimilor. A săptămânii patimilor.
Ce reprezintă de fapt săptămâna patrilunilor? Să explicăm câteva cuvinte și modul în care sunt cântate în oratoriul pascal. După cum bine știm, săptămâna patimilor este premergătoare marii sărbători a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Se încheie această săptămână în noaptea învierii. Se încheie această Sfânta liturghie în noaptea învierii cu venirea Sfintei Lumini și cu Sfânta liturghie de Paște. Încă de duminică seara. De la vecernie. De la prima denie. De la prima denie, am înțeles. Și până în noaptea de sâmbătă spre duminică, la înviere, avem prezentat cronologic un traseu al patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, un traseu care de 2000 de ani este actual. De ce și spunem? Pe care creștinii îl trăiesc. Că este actual pentru că prin patima sa Mântuitorul de fiecare dată, în fiecare an, cu fiecare înviere ne ajută să ieșim din patima noastră, din patimile noastre. Sigur. Prin pătimirea sa ieșim din patimile noastre. Într-o formă sau alta suntem dominați cu toții de patimi. Nu există om fără patimi, indiferent sigur. La ce rang se află el, păcatul, cât de bogăție are. Păcatul se implementează ca patimă în sufletul sigur, nostru, sigur. Din păcate. Și în această săptămână, cu toții prin toată rânduiala ei, prin toate evangheliile pe care le auzim seară de seară la denii și mai ales evangheliile din Joia Mare, ajungem să conștientizăm drama și pătimirea pe care a suferit-o Mântuitorul pentru noi, pentru răscumpărarea noastră din păcat. De aceea, an de an, această săptămână premergătoare învierii este impresionantă pentru noi, este reliefantă pentru viața noastră și iată că ea este evidențiată și în cultură. Știm cu toții că nu numai preotul Ioan Popescu Runcu da. a pus pe note muzicale această perioadă a săptămânii patimilor. Știm cu toții că există picturi de cea mai înaltă valoare care reliefează această perioadă a săptămânii patimilor. Știm cu toții că în toate formele artei această perioadă a fost evidențiată. Așa și oratoriul care sugestiv se numește în vremea aceea, pentru că fiecare tablou al acestui oratoriu trimite la o evanghelie și textul întregului oratoriu este cules din evangheliile care se citesc în această săptămână. Fiecare cuvânt este cuvânt al Sfinților Evangheliști care aduc în sufletele noastre cuvintele Mântuitorului și evenimentele acestei săptămâni care, repet, după 2000 de ani ne cutremură pe toți. Da, sunt convins și prin acest tip de trăire încercăm să devenim mai buni, să ne schimbăm și comportamentul, pentru că de fapt calitatea umană vine din interior și spun Sfinții Părinți că de fapt rezultatul împăcării cu noi de fapt e sursa tuturor lucrurilor bune. Fericirea e în noi, nu e în exterior și nu în afara noastră și nu e legată de nimeni. Părintele Ioan Dumitru, știu că veți organiza și un concert caritabil. De fapt, ați organizat foarte multe concerte caritabile. Corala Armonia, știu că, eu cel puțin știu, o sumedenie de concerte caritabile pe care Corala Armonia le-a susținut. Știu că în săptămânile premergătoare Paștelui, în penultima săptămână, veți susține un concert tot așa pentru ajutorarea unor familii aflate în nevoie, în suferință. Știu că va avea loc la Casa de Cultură și va consta tot așa într-un repertoriu destinat sau dedicat Sfântului Post al Paștelui. Da, treaba aceasta e o chestiune de organizare. Bogdan poate să ne spune mai multe despre treaba aceasta. Va avea loc acest concert prepascal, într-adevăr, la Casa de Cultură și atunci o să... De fapt, acest concert va fi inclus în acest turneu. Nu va fi un alt concert decât acest concert în vremea aceea despre care am vorbit.
El a avut întotdeauna intrare liberă pentru toți iubitorii de muzică și spiritualitate din Constanța, dar anul acesta, la inițiativa unor oameni de bine și a televiziunii dumneavoastră, încercăm să-i schimbăm conotația. Încercăm să punem un preț de intrare. Acest preț nu e unul material simbolic, în adevăratul sens al cuvântului, ci e simbolic. Fiecare vine o echipă de voluntari merge de ceva vreme și se implică în ajutorarea familiilor nevoiașe din sudul județului nostru. Iată, chiar sfârșitul acestei săptămâni, ziua de dinainte a Floriilor, va fi marcată de un astfel de eveniment în comuna Dobromir. Da. Iar Corala Armonia a cuplat la acest proiect, rugând iubitorii de muzică și de cultură, la acest concert, care va fi chiar înaintea acestei campanii, să vină cu o jucărie. Pentru că această echipă de voluntari s-au străduit să le asigure tot ce este necesar câtorva familii din această comună, dar nimeni nu s-a gândit și la cei mai mici, la cei care se bucură de un simbol, nu neapărat de un lucru material. Să fim noi aceia care strângem simbolul și care îi bucurăm pe cei mici în preajma Sfintelor Paști și să încercăm la acest concert să venim cu biletul nostru. Biletul nostru să fie o jucărie cât de mică, cât de neînsemnată, dar care pentru un copil va însemna bucuria Paștelui. Sunt convins. Și sunt convins că oamenii care vor face această donație simbolică vor fi donații, de fapt, făcute cu sufletul și cu inima deschisă și care merg acolo unde trebuie, la sufletul copilașilor aceia. Știu că e foarte complicat, e foarte greu să privești în viitor și să poți să ai, să prevezi modul în care va evolua cultura. Cum credeți că, sau cel puțin v-ați propus un proiect pentru viitor, modul în care vreți să, sau se vede acest proiect cultural Coral Armonia peste 5 ani sau 7 ani sau 8 ani? Sau va merge pe aceleași criterii care țin de fapt de o tradiție apostolică, pastorală și teologică? Noi, în primul rând, suntem un cor bărbătesc al Bisericii Ortodoxe. Da. Și cam asta ar fi nișa noastră și plaja noastră de referință. Dar în anii trecuți am încercat să dezvoltăm și alte proiecte în alte domenii muzicale. Am abordat, în primul rând, zona folclorului românesc, dar și internațional. Am cochetat puțin și cu zona clasică, a muzicii clasice și sperăm pe viitor să dezvoltăm acest proiect și să abordăm opere celebre din coruri celebre din opere celebre, autori celebri, pentru că se cere foarte mult și trebuie să fim pas cu viața, cu cerințele sigur vieții. Și modul în care există un fel de competiție, chiar și în zona aceasta a muzicii teologice, există o competiție pentru că sunt coruri care până la urmă se dezvoltă, care țin pasul cu celelalte. Da, considerăm că muzica nu are granițe și dorim să dezvoltăm și alte genuri de muzică pe viitor. Sunt convins de acest lucru. Vreau să revenim acum puțin la istoria muzicii bisericești românești, de când datează, să spunem, primele forme de organizare muzicală, primele coruri românești, când au apărut în spațiul care acum se numește România. Perioada corală în România s-a dezvoltat mai târziu, începând cu secolul XIX. Cunoaștem foarte mulți compozitori. Mă refer la Anton Pan, la Macarie Romanacu, care ei au venit din zona monodiei. Și au pus bazele coralei, muzici și corale. Nu ei au pus bazele. Au fost alți compozitori care, după această perioadă a lui Anton Pan,
au pus bazele acestei muzici corale. Mă refer la Muzicescu, mă refer la Chirescu, chiar Chirescu este dobrogean, da, din da. Cernavodă. Este, muzica corală este un domeniu relativ nou în România, nu ne putem compara cu cultura rușilor, de exemplu, sau da. Cultura de vest. Dar venim ușor, ușor și noi din urmă și dezvoltăm. Sigur, și creează o originalitate clară a muzicii, care da. Nu poate fi confundată cu niciuna dintre alte matrici, să spunem, muzicale. Vorbeați de cultura muzicală rusă sau de cea occidentală. Cum sunt studenții care vin la teologie și care optează pentru a studia muzica? În general, marea parte a studenților sunt absolvenți de seminar, atât a seminarului teologic din Constanța, cât și a seminarului teologic din Tulcea, Slobozia, dar pentru că Constanța e o școală teologică de înaltă ținută, dar care s-a remarcat foarte mult prin cursurile de muzică și prin performanțele corurilor de aici, studenții pasionați de muzică din, să spunem, absolvenții de seminar pasionați de muzică din toată țara au optat pentru Facultatea de Teologie de la Constanța, știind că aici arta muzicală s-a dezvoltat mai mult în cadrul facultății. Și nu puțin din membrii Coralei Armonia sunt veniți din alte județe, formați aici și rămași aici fiind iubitori de muzică. Am în acești 15 ani cred că s-au perindat peste 100 de oameni în Corala Armonia, peste 100 de studenți. Vin... Este o școală de muzică, Corala școală Armonia. De muzică, deci nu este un cor așa simplu și neînsemnat. Este chiar o școală de muzică. Asta a dovedit-o prin acești ani și prin acești oameni care au activat unii un an, doi, trei, alții mai mulți ani în interior, în acest cor. Sunt hirotoniți, pleacă la altă ascultare, să spunem așa, și mulți din ei s-au întors în locurile din care au venit și și-au format acolo coruri bune și competitive. Avem exemplu aici Corala Sfântul Mina de la Slobozia, formată de un fost membru al Coralei Armonia. Toate corurile mari din București au membri formați în Corala Armonia. Deci majoritatea care nu mai sunt în Corala Armonia fac muzică. Sunt și peste hotare preoți care au parohii în diaspora și au înființat cât un cor. Și ei îl conduc. Unii sunt la operă, alții sunt cântăreți în diferite medii. Am înțeles. Deci au rămas cu dragoste de cânt după experiența Armonia. Și merg pe această linie și vă întreb acum partea aceasta teologică și dedicată slujirii, să spunem, slujirii cântecului. Credeți că va atrage foarte mulți tineri? Pentru că, iată, tinerii încep să redescopere starea aceasta de credință. Vedem din ce în ce mai mulți tineri care postez, care merg la biserică, care respectă rânduiala și în această, să spunem așa, conjunctură se gândesc de fapt și la culturalizare. Cântarea rugăciune este cea mai fierbinte expresie al omului în biserică și atunci prin acest mod al cântării, al mesajului Hristic cântat, mi se pare că ajunge cel mai repede și cel mai ușor la inima tinerilor. Asta am vrut să spun. Da, în ciuda tuturor mesajelor acestea mediatice care bombardează biserica în ultima vreme... Da, este o lucrare cumva contraproductivă de ceva vreme. În ciuda acestor mesaje? În ciuda acestor mesaje, foarte mulți tineri se conformează și își asociază viața unei trăiri autentice creștine. E drept, procentul nu e dominant, dar cu astfel de oameni biserica va dăinui
și cu siguranță prin exemplul lor îi vor cuceri și pe ceilalți. Dar și societatea este mai bună, va fi mai bună, va fi o societate care va avea oameni care își iubesc aproapele, apropo de porunca aceasta divină. Suntem încă o societate nedefinită, o societate de tranzit. Sigur, altruiști, dedicați celuilalt și, bineînțeles, acea celebră caracterizare cu frică de Dumnezeu, adică această frică de Dumnezeu care cuprinde în interiorul ei absolut tot ce poate fi valoare umană. Vreau să vă rog să dați, mai avem două minute, să dați câte un mesaj tuturor celor care ne privesc acum, pentru că suntem în postul pascal și sunteți părinți, slujitori și părinți care duc ascultările. Câte un mesaj fiecare? Să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine această perioadă a postului, pentru că cei ce postesc știu că această perioadă este încărcată și de ispite. Să ne ajute Dumnezeu ca în noaptea învierii să fim împăcați cu toții, în primul rând cu noi înșine, apoi cu toți cei din jurul nostru, și astfel vom reuși să vedem cu toții lumina lui Hristos, pentru că lumina lui Hristos înseamnă pace, lumina lui Hristos înseamnă unire, lumina lui Hristos înseamnă comuniune. Să dea Domnul să fie așa. Părinte, să urmăm mesajul Mântuitorului Hristos, să ne iubim unii pe alții, să ne împărtășim iubirea, pentru că dacă iubirea nu este împărtășită, cum spunea poetul, devine, este ca o săgeată care, neatingându-și ținta, devine un obiect inutil. Să nu devenim obiecte inutile, să ne împărtășim reciproc iubirea. Amin, așa să fie, să dea Domnul să ne fie de acum încolo un post ușor hărăzit și mai mult decât atât o înțelepciune pe care să o avem în raport cu ceilalți, în raport cu societatea în care trăim. Eu vă doresc să aveți un post ușor în continuare, slujire care să fie pentru noi toți și să ne reîntâlnim într-o altă emisiune în care să vorbim despre lucruri frumoase. Felicitări pentru acest excelent proiect care, din punctul meu de vedere, este unic în spațiul dobrogean și poate că unul din rarele din România, și să dea Dumnezeu o viață lungă. E important. Și de ce nu, ori de câte ori va fi nevoie, să veniți aici, în această agoră, da? Și să propovăduim, să mergem mai departe, să îl ducem să fie cunoscut. Doamne ajută! Doamne ajută, mulțumim! Doamnelor, domnilor, aici a sfârșit emisiunea, au fost părinții Iulian Dumitru și Bogdan Chiriluță, a vorbit despre excelentul proiect cultural Coral Armonia și despre modul în care în această viață de 15 ani a încântat sufletele a mii de oameni și mai mult decât atât ne încântă și acum. Eu sunt Ianache Tușa, noi ne revedem mâine seară când din nou voi fi gazda dumneavoastră la Cafenea lui Ianache, o emisiune care este difuzată seara de seară, sâmbătă, începând cu ora 20, pentru un nou proiect cultural. Toate cele bune, la revedere!
Îți te mântuiește, Doamne, fără căci, fără mare, venire cel nevrednic, cela ce dreaptă-i spăiată ea, mântu fără de rău.
Să vârșitul sa.